Potrivit cu Psalmul 119, Biblia este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră. Ea ne arată calea pe care trebuie să o urmăm și pe care trebuie să umblăm zilnic. Biblia este busola noastră și ne arată direcția când ne rătăcim. Deși ne luminează inimile, ea nu este doar o candelă și o lumină pe cărarea noastră, ci este și o armă puternică. Biblia ne vorbește în Psalmul 18 despre armele pe care Dumnezeu ni le dăruiește ca noi să devenim mai mult decât biruitori. De aceea și eu astăzi aș vrea să vă vorbesc despre cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu ca și armă. Pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și diavolului îi este frică de cuvântul său, el vrea să umple lumea întreagă de minciunile sale. În schimb, Dumnezeu vrea să umple inimile oamenilor cu adevărul său etern. Doar cuvântul lui Dumnezeu ne poate lumina calea și ne poate arăta cum să trăim pe acest pământ. Îmi aduc aminte cu plăcere de prima dată când am vizitat România și am ajuns la graniță. Acolo am avut parte de o experiență extraordinară. Vameșii au început să-mi controleze bagajele și mi-au confiscat toate bibliile pe care le adusesem în România. Iar atunci când i-am întrebat de ce mi-au confiscat toate bibliile, ei mi-au răspuns că Biblia este considerată de statul român ca o armă. La granița României, vameșii confiscau armele, materialele pornografice și Sfânta Scriptură. Comuniștilor le era teamă de Biblie în același fel în care le era teamă de arme sau de droguri. Dar de ce? Ei știau foarte bine că Biblia are puterea de a distruge toate minciunile diavolului. Ei știau că toată această ideologie întunecată a ateismului nu putea rezista în fața luminii adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Da, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră. De aceea primește, te rog, în inima ta cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți umple inima cu cuvântul Său. El te va călăuzi și îți va arăta direcția. El îți va arăta căile sale și adevărul de care ai nevoie în viața ta prin cuvântul Său. Așadar, strânge cuvântul Său în inima ta ca să fii binecuvântat.